Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O decizie ANCOM care ne privește pe toți. ANCOM este Autoritatea Națională pentru Comunicații. Telefoanele noastre mobile și comunicațiile noastre mobile și pe internet fiind cumva sunt reglementate de ANCOM. Deci, și frecvențele radio tot de ANCOM. Voilà. Furnizorii de telecomunicații vor fi obligați să arate clienților cea mai bună ofertă după expirarea contractului acestora. Adică, în cazul în care un utilizator nu face niciun demers pentru încetarea contractului care a expirat deja, deci un contract a expirat, da? Și știți cum se întâmplă de obicei, serviciul merge în continuare, iar acum, pe perioada de prelungire automată, furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligația de a trimite cel puțin o dată pe an o informare cu privire la cele mai bune tarife pentru serviciul contractat, a transmis ANCOM potrivit Ager Press. Bine le faci. Bine le... Păi da. Uite, eu, caz real, și recent. Ia. Eu am trecut, am vrut să trec, eu am, sunt abonat de 25 de ani, din 1996. Da. La telefonie mobilă și la un moment dat m-am trezit și eu și am trezit și pe colegii aici și așa și grupul meu că erau mult mai avantajoase cartelele decât abonamentele, dar mult mai avantajoase. Da, și eu am trecut la cartelă după ce mi-a explicat Luca. E, că și eu n-am trecut. Deci, eu... asta ne-a zis tuturor, băi, nu mai luați abonament, cartele sunt mai bune. Am trecut toți pe cartele, am rămas cu abonament. Eu când am vrut să trec pe cartelă, serviciul lor cu clienții mi-a zis, moment, de ce? Uite așa, așa cu alea. Și a zis, dar nu vreți să vă facem noi un abonament cu exact aceleași beneficii cum are cartela, fără perioadă contractuală și doar să plătiți recurent, adică să nu mai stați să încărcați lunar, dar să aceleași alea. Da. Mă zic, sună vreo păcăleală, e manevră, e camera ascunsă? Nu. Gata, vreau. Și am făcut abonamente două. Unul, pe Oana o portasem, deja n-am mai putut fi salvată. Și am făcut mai căsi și mie. Două abonamente cu 5 euro cu tot cu TV, o chestie de asta. Da? La un moment dat, alea au curs. Și cu 4 giga sau ceva. Nu mai știu cum era atunci, cu 10 ani, habar n-am. La un moment dat, după vreo 4-5 ani, m-au sunat. Bună ziua! Știți, nu mai merge prosteala cu abonamentul ăla pe care l-aveți, trebuie să facem abonament nou. Nu vreau. Păi da, dar al dumneavoastră nu mai există. Deci nu merge. Ok, și ce e de făcut? Păi avem un abonament de 40 de lei sau nu știu cât. Hai bine, zic, nu mai stau acum să... Bă, dar pe mine nu m-au sunat niciodată la de-astea. Eu de ce... Mi-au zis că ăla nu se mai poate, că trebuie închis, că n-am încotro, știi? Și că ăsta de 40 de lei. Și eu azi așa, mâine așa, m-am trezit eu acum luna trecută că am factură 120 de lei pe două abonamente. Și zic, băi, uite cum m-am uitat în urmă, mi-a tot crescut un pic. A fost 80, pe urmă a fost 90, pe urmă s-a făcut 100, asta mult timp la 100 și acum s-a făcut 120. Mie oricum nu merge cu ei, nu primesc factură, n-am, mă rog, eu încurcătură în sistem, mai altă discuție, nu ne mai băgăm în asta. Și acum și sună unul săptămâna trecută. Eu am luat decizia, gata, mă portez, trec pe carte, nu se mai poate. Și mă sună unul, parcă m-a simțit, săptămâna trecută. Bună ziua, sunt de la compania How, vreau să vă fac o ofertă. Aoleu, zic ea, stai că mă așez. Și a început el să turuie. Ai, acum nu mai au ce să-ți ofere, că ai toate alea nelimitate, ce vrei să vă las telefon? Nu. Da. Nu? Nu. Un telefon nou de la... Da, mă, zic, nu. Sigur, nici... Nu. Ok. Că el acolo vrea să mă încânte, știi? Ai o prosteală maximă cu telefoanele, că oricum, dacă faci socoteala cât costă o cartelă și cât costă diferența de abonament pe care te pune să-l semnezi pe 2 ani, ți-l iei în rate de la orice magazin, adică nu mai e nicio șmecherie. În fine. Și am zis că nu, și am zis bine, zic și ce am ea. Păi bine, nelimitat în toate rețelele au toți acum și acum se joacă cu giga de aia, 6.000 de giga, 1 miliard de giga, ce să faci că eu tot 7-8 consum. Și zice, dar, atenție, aveți și 1 giga de net. Așa. În 14 state non-UE. Mamă, zic, ce gata, aici. Mai găsit acasă, călătoresc mult. Kosovo, da. Serbia, vin. E, nu, probabil erau Turcia, Statele Unite. Sunt în ordine dacă ai călătorii frecvente. Și ea, gata. Bine, mă, zic, și ce bani vrei pe ăsta? 13 euro. Mă, nu ne zic, eu am 11, sunt total nemulțumit, zic, bă, te anunț și că plec. Și tu vrei să-mi dai 13, vrei și mai mulți așa bani. Așa să facem, mă, meseriaș. Deci nu vreți? Nu. Și ce ai făcut? Am plecat. A, mă portez acum, zilele astea sunt în proces de portare. Dar cred că multă lume a pățit chestii de-astea. Dacă aveți experiențe de felul ăsta cu telefonia mobilă, 0372069599 sau mesaje la 0728312132, spuneți-ne cât mai plătiți abonamentul. Dacă... Și dacă v-ați trezit cu ocazia asta, că plătiți totuși un pic cam mult. Abonament sau cartelă?
care-i treaba? Și ce vă interesează mai mult? Giga, mult, minute, mult, care este treaba? Și că experiență. Nu vreau să știu și eu, v-a făcut cineva o super ofertă de asta când a expirat abonamentul? Că mie nu mi s-a întâmplat. Am avut și eu abonament mulți ani. Plăteam ca prost, eram vai de capul meu până m-a învățat prietenul Luca ce să fac. Și când am sunat și am zis gata, nu mai vreau abonament, nu m-a interesat pe nimeni. A zis ok, la revedere, pa. Mă așteptam, știi, să vină cu flori, cu baloane. Stați puțin, da. Sunteți clientul nostru din 98, abonament, nu știu ce. Aiurea, nici nu i-a interesat. Nu le pasă. Mie mi-a oferit la un moment dat, dincolo de facilitățile astea legate de giga, mega, ultra și de astea, Facebook nelimitat. Nu. Pe așa era atunci. Cum mă, Facebook nelimitat? Da, da, da. Adică ai, nu știu, 8 giga. Era separat de consumul net, de net din Facebook. Și consumul din Facebook era nelimitat. Puteai să stai cât vrei tu. Ceva. Înțelegi? Da, 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 da. Șmecheria. Nu cred. 0372069599. Ne întoarcem. Mi-am adus aminte cum am hotărât eu să renunț, de fapt, la abonament. Aveam un abonament de mulți ani, foarte scump, la aceeași companie. Adică era din 98 la aceeași companie. Și aveam 4 giga de net. Atâta era tot ce primeam. Și se termina netul sistematic. Și la un moment dat, o săptămână înainte de perioada de reînnoire, da, adică se termina luna, s-a terminat netul, i-am sunat, dom'le, aș vrea să mai cumpăr dacă se poate un giga. Dom'le, nu se poate, că aveți abonament, nu putem să facem nimic. Noi vă rog frumos, hai să găsim o soluție. Sigur că da. Semnați un nou contract pe 2 ani și vă dăm 5 giga de net. Și aici, și am așteptat răbdător încă 3 luni să se termine abonamentul și după aia am trecut pe cartel. Bravo, hai să începem cu un mesaj. Am lucrat în sistem timp de 3 ani. Efectiv trebuia să-i păcălim pe oameni. Nu vreau să dau numele companiei de telefonie mobilă la care am lucrat, dar catastrofă ce se întâmplă și ce trebuie să facă un reprezentant de vânzări ca să-și facă targetul. Trebuie efectiv să-i păcălească pe oameni. Asta e piesa în vânzări, da, cu targeturile și așa. Eu am un prieten care acum s-a portat și el și tot așa e deodată cu mine. Fost coleg de liceu, avem abonament și am sunat la el și a intră semnalul ăla ca schimbare. Zic, ce faci, mai schimbare țeava? Păi zice, da mă, că golanii tot așa. Terminase perioada contractuală, eram oricum nemulțumit, era în situația mea tot așa cu un abonament de 11 euro. Și oricum eram nemulțumit și m-a sunat unul să-mi spună că nu se mai poate cu 11 euro, îi pare rău. Trebuie 13. Aceleași beneficii. Uh-huh. Adică pur și simplu doar că se scumpește, că nu se mai poate susține atât de ieftin. Inflație. Și ăsta a zis, bine, mulțumesc, la revedere. A făcut cerere de portare și până l-a sunat compania, aceeași companie, și a oferit cu 1 euro. 1 euro! Același abonament. Și ăsta a zis, nu vreau, din principiu. Nu mai vreau. Da, totuși, cum, domnule, vreau cu 1 euro? Nu. Și acum, a plecat la alții cât plătești? A plecat la 40. Alții 3 euro, nu. Acum, serios, dacă stăm, strâm și judecăm drept, voi vă dați seama în ce situație fericită suntem noi cu aceste contracte care ne oferă o mulțime de beneficii pentru niște sume? Totuși, 11 euro pe lună, 13 euro, adică în vestul Europei aceste contracte sunt mult mai scumpe, de 3, 4, 5 ori mai scumpe. Ei, uite, ne-a scris concret Gelu, care zice, ne scrie din Edmonton, Canada, poftim, comunitatea noastră largă, și zice, în România sunteți ca fericit, boierie la telefoane mobile. Aici cel mai ieftin plan fără contract, adică cartelă, da, e 40 de dolari canadieni fără internet. Vezi, mă? Da, mă, da. Bine, acum, eu acum realizez, vorbind, că s-ar putea, acum că am făcut noi toată tărășenia asta aici, să se trezească multă lume și noi, practic, putem avea unii dintre noi abonamente și beneficii ieftine pe cârca unora fraieri, care Alexandru. Păi dacă toată lumea ar plăti un euro pe lună, de unde să se susțină companiile astea? Neața, Alexandru. Bună, Alexandru. Bună dimineața. Salut. De vreo 3 ani sunt pe cartelă, pe prepay. Da. Am renunțat la abonament. Când am avut abonament, începea să-mi crească abonamentul cu câte 15 lei în fiecare lună, de la 150 până la 280 de lei. S-a terminat perioada contractuală și am renunțat. Și am beneficii la cartelă mult mai bune ca și la abonament. Dar știi ce mă enervează la cartelă? Că au început să reducă perioadele de reînnoire sau realimentare. Cred că la pentru 21 roaming de zile. Da, serios? Adică, pe bune? Da. Asta e să se întâmple ceva și acolo. Un fel de shrinkflation, adică cu un pachetul de unde 250 de grame e 200 de grame acum. Da, da. Așa și perioada nu mai e o lună, e 21 de zile. Era 28 de zile oricum la cartelă, n-a fost niciodată o lună. Adică ăsta era neajunsul, știi, că la 28 de zile trebuia să realimentezi și n-aveai o zi stas. Cătălin, bună dimineața! Bună. Salut! Bună dimineața! Ce vreau să vă spun eu e faptul că de 6 ani de zile eu profit de ofertele acestea de portare. Adică, aștemuți de colo-colo. În momentul cu o lună înainte să se termine contractul, eu sun la providerul pe care l-am și întreb, măi,
aveți ceva oferte noi și îmi spun exact cum spuneți și voi. Păi avem, dar cam tot acolo, nu știu ce. Și mă duc la concurență și le spun că vreau să mă portez la ei și dacă au ofertă de portare. Îmi dă ofertă de portare și merg înapoi. La providerul meu, uite ce ofertă de portare am de la concurență, puteți să-mi dați oferta asta. Și îi spun, ne pare rău, dar nu putem să vă dăm oferta asta. Și plec. După 2 ani de zile, fac aceeași mutare. Mă întorc înapoi și zic, măi, uite așa, ce am faceți? Înțeles. Și cât mai ai până începe să, încep să te plătească compania asta? Rămâi la ei. Nu știu, dar de 6 ani de zile eu profit. Acum, în primăvară, deja o să pun placa din nou, pentru că asta e situația. Nu știu marketingul, strategia lor de marketing. O să te pună pe... O să pună pe lista neagră, cum te pun cazinourile, care, știi, observă că nu merg cărțile. Da. Băi, nu-l mai lăsați pe ăsta să intre. Lucian, bună dimineața. Bună, salut, Lucian. Luci. Salut, băieți. Salut. Vreau să-i spun lui Luca că nu e așa cu telefoanele, cum a spus el, cu ratele, că poți să ți le iei din orice magazin. Yeah. Eu plătesc 14 euro. Așa. Da? 14 euro timp de 24 de luni. Da, am semnat un contract. Ok. La un iPhone. Deci... E mult mai... Și cât ai dat avans? Okay. N-am dat niciun avans, deci am și beneficii la abonament, am și bonus. La fiecare 2 ani, spun ei, dar la fiecare 16 luni mă sună. Deci după 16 luni începe să mă sune. Îmi dă bonus. Acum anul ăsta mi-a dat bonus 240 de euro la 6 abonamente. Okay. A, deci ai 6 abonamente. 6 abonamente, da. Și îți dă 6 telefoane gratis? iPhone? Nu, 240 de euro bonusul, plus beneficiu, un telefon. Unul, da? Singur. Beneficiu, bonusul. Bonusul rămâne acolo, poți să-ți iei orice laptop, aspirator, ce vrei tu. Ok. Da? Și un telefon care, dacă îl socotești, 14 euro cât mi-a crescut abonamentul, cum spune Luca, ori 24, dar nu-i 24, că eu sunt portat de mult la ei, și undeva la 16 luni mă sună. Da, zi 24 ori 14 ca să vezi cât e un iPhone 15 Plus. Pe asta zic, dați, îți dă un singur telefon pentru toate cele 6 abonamente, corect? Corect, da. Nu îți dă 6 telefoane? Nu. Și dacă pui telefon, că în medie cam cu 4 euro poți să-ți faci treaba pe piață în ziua de azi, tu dai 60 de euro pe lună în plus pentru cele 6 abonamente și așa a fost socoteala. 60 de euro mulțit cu 24 de luni, vezi dacă îți dă iPhone-ul ăla. Hai să vedem, nu te aprinde, Luca. Dan, nu. Bună dimineața! Dan? Bună dimineața! Ne ascultăm! Salut, băieți! Uite, eu vreau să vă zic altceva. M-am dus către ei, tot așa, cu o cerere să trec pe cartelă, să fie pe cartelă în momentul ăsta, de vreo 2 ani. Da. Și au venit băieții cu o ofertă. M-au scăzut undeva pe la vreo 6-7 euro, după care, la un moment dat, s-a terminat perioada contractuală. Nu mai aveam nici telefon luat în rate, nici nimic. Și încercând tot iară să trec pe cartelă, au venit și au zis, domnule, știți, dar nu vreți o ofertă, nu știu ce i-a apucat, fără perioadă contractuală, fără nimic, la 5 euro abonament de 15 euro, cred că. Zine mai repede, te rog, că nu prea mai avem timp. Așa, acum, de Black Friday, îmi propuseseră cam aceleași beneficii să trec de la abonament de 11 euro cu plata a 4 euro. N-am vrut, pentru că intram în perioadă contractuală și atunci deja era altă chestie. Acum sunt fără perioadă contractuală la 5 euro. Ești liber. Cum nu, e plin de oferte, fel de fel, dar cert e că e de salutat decizia asta a Ancomului de a obliga companiile să nu-i mai păcălească practic pe oameni, pentru că sunt și mulți oameni în vârstă, oameni care habar n-au să stea să se porteze, nu înțeleg despre ce e vorba. Și se le ofere oamenilor un preț corect pe piață la momentul încetării contractului actual. Vrei să fii șeful nostru de sindicat? Nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.